Ați știut că dacă nu-ți tratezi dantura la timp, îți poți îmbolnăvi chiar și inima și plămânii? Da, da. Orice infecție în cavitatea bucală reprezintă un motiv de alarmă. De la dinți, bacteriile și toxinele se pot răspândi tare ușor prin vasele de sânge în întreg organismul nostru, creându-ne astfel probleme mari. Cavitatea bucală este oglinda stării noastre de sănătate, iar problemele dentare ne pot indica ce organe sunt afectate. Cavitatea bucală poate fi numită ca o poartă de intrare a multor, a o serie de microorganisme care pot pătrunde în corp, ca de exemplu streptococ, Helicobacter pylori. Vizita la medicul stomatolog este foarte importantă în diagnosticarea corectă și tratarea unor afecțiuni, cum ar fi diabetul zaharat, pneumonia sau bolile de inimă. Din urma inflamației, microorganismele pătrund în fluxul sanguin și, deci, ulterior, provoacă afecțiunile a diferitor organe. Pot provoca diferite afecțiuni, cum ar fi tromboză, deci hipertensiune arterială, absces cerebral, pot infarct miocardic, deci diferite disfuncții hormonale chiar, ulcer gastric. O dantură nesănătoasă poate afecta chiar evoluția sarcinii și să declanșeze diferite patologii ale fătului. Femeile însărcinate pot naște prematur sau chiar copii cu masă corporală mai mică. Dinții de minte netratați pot provoca inflamații ale urechii și ale sinusurilor. Totodată, lipsa molarilor creează diferite disfuncții masticatorii care, la rândul lor, duc la probleme ale organelor interne, chiar și la un debut al diabetului zaharat. În urma carelor netratate și inflamația acestora, o afectează și sistemul respirator. Prin respirație, din cavitatea bucală, diferite microorganisme ușor pot pătrunde în plămâni. Deci și afectarea acestuia ulterioară. De asemenea, lipsa unuia sau mai multor dinți poate genera probleme psihologice. Pentru a evita toate aceste disfuncții, este nevoie de a păstra o igienă riguroasă, o igienă calitativă. Menținerea danturii, cât și a gingiilor sănătoase, pot fi un obicei ce ne păstrează organismul sănătos. Așadar, pentru un corp sănătos, asigurați-vă că păstrați o dantură sănătoasă!